Sunt parte aici participanții, premianții locurilor 1 și 2 la nivel național, la cele trei categorii, articol, foto și video, profesorii coordonatori. De asemenea, avem în sală prezenți pe doamna președinte Cornelia Dincă, de la Centrul Carpatul Danubea NGO Ecologie, ONG-ul care patronează acest program în România, coordonează. De asemenea, avem aici prezent pe domnul inginer Iruță Cocriș de la Agenția pentru Protecția Mediului, care permanent a fost cu noi. Așa. Și din partea primăriei Rădău, domnul secretar Marinică Sofronie, care reprezintă organele locale din municipiul Rădău. De asemenea, este prezent și domnul Petru Dincă de la CCDG. Cei doi organizatori și CCDG, adică Cornelia Harnea și Harnea Liviu, vă urează bine ați venit și să declarăm deschise lucrările workshop-ului. Vom încerca să nu fim prea lungi în alocuțiuni, ca să nu plictisim, dar să ne spunem punctul de vedere și ceea ce am vrut să prezentăm. Eu am să fiu foarte scurt, înainte de a da cuvântul doamnei președinte, să spun câteva cuvinte despre programul celor trei zile. Deci, la ora aceasta se desfășoară workshop-ul național, lucrările în plen, care durează până la 18.30. De la 18.30 la ora 19.30 vom avea o ședință de lucru care vom împărți sarcinile pentru ziua de mâine și ziua de duminică. După care avem o activitate sportivă. Cu această ocazie mulțumim în mod deosebit și vreau să aud celor care ne găzduiesc, adică familiei Popescu și Hanul Voievozilor, care este pentru a treia oară care ne găzduiesc într-o locație deosebită și sunt oameni care pun suflet foarte mult în aceste activități. De asemenea, mulțumim foarte mult. De asemenea, trebuie să mulțumesc și celor de la Transport Auto Rădăuț, care mâine ne vor ajuta să ne deplasăm în zonă și ei pentru a doilea an alături de noi, la prețuri care sunt convenabile pentru noi și pentru CCDG. Și mulțumim de asemenea CCDG-ului și sponsorului principal, firma Urigli, nu? Cred că nu greșesc în exprimare. Seara avem o seară în care se socializați și avem doi organizatorii aici cu state vechi, Mădălina și Adina. Ei sunt cele care ne-au ajutat în fiecare an. Pentru ziua de mâine vom avea de la ora 8 dimineața la 8 seara o excursie la Gura Humorului. Punctez doar Cacica, Mănăstirea Humor, Escalada Parc, urcăm cu telescaunul, vizităm Gura Humorului, după care ne întoarcem, mergem la Voroneț și ne întoarcem pe la Marginea. În schimb, în această excursie, voi aveți, pe lângă relaxare și o să vedeți mai târziu, două teme de lucru pe care să le puneți în aplicare duminică. În ziua de duminică, dimineață, o să lucrăm între 8 și 11 pe cele trei materiale, articol, foto și video și un film al întregii activități, iar între 11 și 12.30 se vor prezenta cele patru materiale, se vor mâna diplome, ne vom spune părerea, vom schimba ultimele păreri, după care, după masa de prânz, primii, cei care au venit ultimii pleacă primii și ceilalți vor pleca ceva mai târziu, astfel încât în jurul 4 activitatea se încheie. Deci e o activitate densă și care sperăm să fie benefică pentru noi toți. Dau cuvântul doamnei președinte să ne vorbească despre campania Literless. Și în toți acești 5 ani, România a fost participantă. Anul acesta participă 35 de țări din lume și scopul principal sau obiectivul principal este acela de a conștientiza comunitatea, tinerii, adulții cu privire la problema deșeurilor și încercarea de a schimba pe termen lung comportamentul acestora cu referire la problema deșeurilor. Schema campaniei sau proiectului include câteva obiective și anume implicarea și educarea tinerilor pentru a realiza și a conduce niște acțiuni sustenabile în vederea reducerii cantității de deșeuri,
creșterea gradului de conștientizare pentru a încerca să schimbe mentalitatea comunității locale asupra mediului, realizarea unor materiale specifice programului Tine Reporter pentru Mediu, cu scopul de a ilustra observațiile și propunerea de soluții a copiilor și tinerilor pentru oficialități, dar nu numai, ci și pentru cetățeni, și raportarea rezultatelor comunității locale printr-un mijloc mass media, așa cum fiecare dintre cei care sunteți aici ați realizat o diseminare în cel puțin 3 mijloace mass media. Și așa cum am spus, și în anii anteriori România s-a implicat cu un număr mare de premii. Iar cei care sunteți ocupanții locurilor 1 și 2, sunteți astăzi aici, așa cum în anii precedenți, colegii voștri, dar și unii dintre voi aici prezenți, ați participat la acest workshop național. Pentru a realiza materialele, știți că există niște rigori ale programului, care sunt impuse printr-un regulament și pentru că astăzi sunteți aici, eu țin să vă felicit că ați respectat toate aceste reguli, iar materialele pe care le-ați făcut au impresionat jurul național și iată-vă aici. Pentru a ne aminti și de cei care nu sunt aici, din cele 35 de țări, fiecare a participat cu un număr de 10 școli. Din România au participat Palatul Copiilor din Bacău, prezenți azi aici, Școala Gimnazială 150 din București. Și ei ar fi trebuit să fie, doar că aveau deja o altă activitate, o participare în Grecia și n-au reușit să ajungă. Liceul Dimitrie Cantemir din Iași, ei au premiul 3 și mențiuni. Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman, aici prezentă cu echipa. Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți și Școala Gimnazială Bogdan Vodă din Rădăuți prezentă cu cei mai mulți premianți. Școala Gimnazială numărul 10 Bacău, să spunem mai tinerii participanți, dar și câștigători. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintianu din București, au premii de mențiuni, cred că au ei. Școala Gimnazială 165, tot cu o mențiune. Colegiul Național Anastasescu Roșiului de Vede, prezentați aici cu un loc onorabil. Așadar, aceștia sunt participanții, dar ce este important este că numărul de materiale, elevii implicați direct, profesori implicați direct, dar și cei care au aflat despre materialele realizate de participanții în mod direct sunt foarte numeroși, astfel că, iată, din România au participat în total peste 11.000 de elevi, de copii și tineri, 538 de profesori și, în total, au fost înscrise pe site 477 de materiale, în fine, pe categorii, așa cum se vede acolo. Cred că merită felicitări câștigătorii, dar în mod deosebit cei care nu sunt prima dată aici. Eu vă doresc ca și cei care sunt prima dată să fiți în situația de a reveni. Eu zic că participarea la astfel de campanii, de concursuri, de proiecte și programe nu face decât să vă dezvolte personalitatea, să vă schimbați mentalitatea, dar cel mai important lucru este să schimbați mentalitatea celor din jurul vostru. Pentru că dacă suntem doar noi, o mână de copii și de oameni care gândim așa, nu este suficient. Trebuie să fim tot mai mulți și asta este scopul și necesitatea diseminării activităților pe care le realizăm. Sunteți aici pentru că primiți cumva o recompensă în afară de premiul pe care o să-l primiți la seminar și această recompensă de participare, dar și pentru a demonstra prin materialele pe care le veți realiza mâine și poimâine că mintea voastră este în continuare la tot ce se întâmplă în jurul nostru și pentru că suntem în preajma unei zile importante mondiale, și anume Ziua Mondială a Mediului. Nu pot decât să ne urăm și să vă urez la mulți ani,
tema fiind una deosebit de generoasă în acest an, este vorba despre comuniunea omului cu natura, relația omului cu natura. Cred că fiecare dintre noi putem să gândim frumos și bine în zilele acestea când ne aflăm aici. Și eu vreau să mulțumesc gazdelor și în mod deosebit organizatorilor, și anume familiei Harnean, eco-familiei Harnean, pe care vă rog să-i aplaudă. Ce a spus domnul organizator, Pedro Harnean, și noi încerca să susțin echipa, pentru că ei sunt pentru prima dată, pentru primul an, când sunt înscriși în campania de la școală. Din acest motiv, lucrul cu ei a fost, și scris și în clasa a șaptea, lucrul cu ei a fost un pic mai greu la început, dar am văzut că sunt foarte implicați. Din acest, din acest considerent, am mers cu ei în comunitatea locală, Roman, încercând să investigăm, să descoperim una din problemele de mediu. Ceea ce au găsit ei, o problemă de care vorbim foarte mult, poate facem mult prea puțin, dar încercăm să o dezvoltăm de la an la an foarte mult și să o diseminăm în cadrul comunității locale. Este problema legată de consumul de alimente, de excesul cumpărăturilor făcute de foarte multe ori, și de care alimentelor. Știm cu toții că populația lumii crește, știm cu toții că China, India, în special în aceste două țări, populația crește într-un ritm alarmant și mai ales faptul că ei au migrat în toată lumea și s-au obișnuit cu mâncarea, să spunem, din toată lumea, nu mai consumă tradiționalul orez. Și atunci, pe aceleași suprafețe, trebuie să identificăm resurse pentru alimentație sănătoasă, responsabilă. Consumul de alimente reprezintă una din alimentele, reprezintă unul din, una din marile probleme ale comunității mondiale. Cumpărarea alimentelor în mod excesiv din supermarketuri, fără a avea o listă de cumpărături dinainte stabilită, face ca multe dintre acestea să ajungă în lăzile de gunoi, sub formă de gunoaie, nu neapărat deșeuri. Vorbim despre deșeuri când ne gândim la ambalajele în care sunt ambalate produsele alimentare. Deci obiectivul pe care ni l-am propus noi, echipa, este reducerea atât a produselor alimentare aruncate în mod excesiv, reducerea cumpărăturilor pe care le fac cetățenii în mod excesiv, dar și reducerea deșeurilor. Le dau cuvântul cu copiilor pentru a completa ceea ce au făcut. Bună ziua, mă numesc Severin Matei, sunt de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, împreună cu colega mea, Larisa, și scopul acțiunii noastre a fost să ajutăm comunitatea locală să recicleze cât mai mult. Așa că, pornind o investigație, am aflat că foarte multe alimente se aruncă la gunoi. Așa că noi am încercat să ajustăm asta prin lipirea etichetelor și labelelor în magazine, bineînțeles cu aprobarea proprietarului. Și astfel, după 2-3 săptămâni, am aflat că lucrurile s-au schimbat în bine, având în vedere raportului calitate-preț și o las și pe colegă mea să zică ceva. Fiecare sfârșit de săptămână înseamnă pentru majoritatea dintre noi o nouă rundă de cumpărături, ce reprezintă pentru noi, cum numim noi, aprovizionarea. Teoretic, când mergem la magazin, ar trebui să avem cu noi o listă întocmită de acasă, care să cuprindă necesarul produselor alimentare și nealimentare, ce urmează să le achiziționăm. Dacă se nimerește să fie o zi în care majoritatea persoanelor au luat salariul, vom avea ghinionul să găsim un magazin super aglomerat.
O altă problemă a cumpărătorilor este ceea ce cumpărăm și ce punem în coș. De multe ori, produsele de care nici nu avem nevoie sau în cantități mult mai mari decât consumăm. Ar fi mult mai bine să consumăm doar cât avem nevoie, pentru că altfel riscăm să cumpărăm produse și acestea să le aruncăm la gunoi. Mai bine cumpărăm 2 kg de mere, iar acestea când se termină luăm altele, decât să cumpărăm un sac de 10 kg ce riscă să se strice. Pentru toate cumpărăturile ar trebui să gândim la fel. Mulțumesc. Bună seara și noi ne aflăm tot pentru prima dată la această campanie. Numele meu este Dana Elena Stursu, sunt profesor de istorie și reprezint școala numărul 10. La nivelul școlii noastre s-au implicat elevi la toate nivelurile, dar noi am stabilit ca la fiecare nivel de vârstă să avem câte un coordonator. Mie mi-a revenit sarcina să coordonez activitatea elevilor de la clasa 5-a, având în vedere că sunt și dirigintea unei clase 5 de la care și Alesia, chiar mă bucur că Alesia este și fetița mea la clasă. Alexia, mă corectează acum. Mă bucur că tema pe care a ales-o pentru articol și articolul care se pare că este și câștigător și ne onorează, cu atât mai mult că suntem la început, nu am știut nici eu, nici copiii foarte multe detalii. Tocmai trebuie să-i mulțumim doamnei Corina Băra, doamnei inspector, că ne-a ajutat foarte mult în această campanie. Și așa cum bine știm, apa este esența vieții. Prin acest articol, eleva Alexia a încercat să scoate în evidență că în zona Bacău există o problemă, dar izvorul, apa, întotdeauna dă un sens. Să ne o rugăm pe ea să ne spună mai multe despre articol. Bună ziua, mă numesc Țară Lungă Alexia și sunt de la Școala Generală de Mărădici Bacău. Prin acest articol am vrut să le spun oamenilor că nu este bine să polueze natura, mai ales un izvor de la care oamenii își iau apa. Cum puteți vedea în imagini, el nu prea mai curge deoarece are multe deșeuri. Am vorbit cu mai mulți locuitori din zonă și ei s-au plâns de aceste lucruri. Chiar și natura din jur a început să fie mai redusă decât era înainte. De exemplu, dacă lăsați niște gumă pe jos, vrăbiuțele vor crede că sunt pâine și le vor mânca, astfel vă duce la pira lor. Deci, ar trebui să avem grijă la natură și să încercăm să nu o poluăm, să încercăm să nu o poluăm deloc, decât posibil. Așa, eu am să spun așa că, din fericire, astăzi, din 16 câștigători, elevi 10 sunt din Rădăuți, ceea ce pentru noi este o mândrie. Fac seama că școala Bogdan Vodă și Colegiul Național de Hurmuzache sunt o adevărată pepeniere pentru viitorii lucrătorii mass media, articole, foto și video, pentru că de 6 ani de zile avem participanți la toate edițiile. Suntem foarte bucuroși pentru lucrul acesta și faptul că e adevărat, există invidie, dar am reușit să acoperim peste jumătate din câștigători, ceea ce spune ceva că aici se muncește foarte mult. Să începem cu Roma, nu? Am revenit cu drag în frumoasa zona Bucovinei. În schimb, eu am revenit, dar cu alți elevi. Asta spune ceva că încercăm an de an să atragem cât mai mulți coordonatori în această campanie Leaderless, în care am fost implicați și suntem foarte mândri că facem parte din grupul celor 10 unități la nivel de țară.
La nivelul școlii încercăm să predăm ștafeta de la o clasă la alta și printre câștigătorii din anul acesta se numără și eleva Ruxandra Florea la secțiunea foto. Am să o ajut un pic să-și amintească, pentru că lucrând și la capitolul secțiunea articole și secțiunea fotografii și video. Apa lacului Ligaz este foarte poluată. Din apa lacului Ligaz constituie sursa de apă a frumosului oraș Piatra Neamț. Din acest motiv, grupul de elevi, noi locuind în Roman, în fiecare an atragem echipe de voluntari pentru a curăța măcar un ochi, un colț din pânza lacului, din oglinda lacului Ligaz. Trebuie să menținem apele curate, așa cum a spus și colega de mai înainte, dar vreau să știți că și orașul Piatra Neamț este un oraș foarte frumos și foarte curat, cam aglomerat în ultima instanță, în ultima perioadă. Platia are o poveste, o să las reprezentanta pe cea care a realizat-o să vă spună. Cum a spus și doamna dirigentă, an de an... Nu s-a știut. An de an am încercat să strângem echipe de voluntari pentru a face cât mai multe persoane să conștientizeze că poluarea apelor este într-adevăr o mare problemă în țara noastră. Și precum vedeți în fotografie, aceste deșeuri pot să dăuneze foarte mult și sănătății oamenilor care locuiesc în zonele apropiate, deoarece de multe ori aceasta nu este bine curățată de cei din apropiere. Și încercăm să facem cât mai mulți oameni să conștientizeze că poluarea apelor este o problemă imensă și că apa este sursa noastră de viață în principal și nu am putea trăi fără ea, deci nu este bine să o poluăm. Mă numesc Cornelia Hatnan, reprezint școala gimnazială Bogdan Codărăuți. Din școala noastră au participat 54 de elevi la campania Leaderless în acest an școlar. Am realizat cel puțin 54 de fotografii, 14 articole și 6 filmulețe video. Deși copiii sunt mici, la această vârstă necesită îndrumare și poate ajutor în diferite privințe. Nu am fost singură, am fost sprijinită de către ceilalți colegi coordonatori la nivelul unității școlare, și anume domnul profesor Munteanu Radu, director al unității școlare, doamna profesoară Ducra Irina și doamna profesoară Cosovanu Natalia, fiind profesor de limba engleză. Deci ne-am sprijinit în traducerea acestor materiale. Bineînțeles că am identificat o sumedenie de probleme legate de reciclarea deșeurilor, necesitatea reducerii atât acasă, în gospodării, cât și în unitățile școlare sau alte instituții, a cantității de deșeuri produse. Ne-a preocupat să vedem cum se reciclează uleiul menajer. Apoi, alte materiale s-au referit la reducerea consumului de alimente și, în special, reducerea cantității de ambalaje obținute prin reciclarea acestora și o sumedenie de probleme. Am mai avut copii, deși eleva care s-a calificat din partea școlii, Miriam Flipa, a lucrat la toate cele trei categorii, la foto, la articole și la secțiunea video. Ea, sincer să fiu, s-ar fi așteptat poate la film, că acolo îi și place, având din familie părinții care o sprijină și o îndrumă spre acest hobby.
dar și partea foto. Ia o să vă spună mai multe din experiența pe care a căpătat-o prin realizarea acestor materiale. Și rezultatele sunt frumoase, dar însoțite de muncă în spate. Iată de ce rolul campaniei este de a sugera poate autorităților, persoanelor responsabile de anumite probleme la nivelul localităților, fie că sunt urbane sau rurale, pentru a lua în seamă propunerile care vin și din partea tinerilor. Orice idee, orice propunere contează. Am să dau cuvântul lui Miriam să ne spună ea câteva cuvinte referitor la poza pe care i-a lucrat. Poza mea apare pe ecran, dar am separat-o. Poza mea conține deșeuri foarte multe, ceea ce nu este normal și nu ar trebui să fie niciun colț al țării. Este vorba de un câmp plin cu deșeuri, pentru că unii oameni de la țară nu au ghiene de gunoi, deci să-și pună gunoiul și și-au amenajat un loc pentru deșeuri. Și acolo le pun. Și asta nu este bine. Să fiu scurt, am să-i las pe elevi să vorbească, să spună punctul de vedere. Nu am ușor șoșotesc aici, nu mi-am zis. Profesorii nu vreau să șoșotească cu mine, dar voi. Da. Avem aici câștigătorii la locul 1 și la locul 2. Vă rog, vă prezentați și spuneți ce ați dat în materialul vostru. Eu încerc să caut materiale, să rup câte ceva, să vezi că firme și îți durează ceva mai mult, da? Numesc Bulegare Republica. Am făcut videoul cu scopul de a arăta oamenilor că ceea ce facem noi, aruncând deșeurile în toate locurile posibile, poate duce la distrugerea naturii și mai departe distrugerea noastră. Vă spune și câteva cuvinte, colegi. Mă numesc Cristianela Bianca și eu m-am ocupat de partea tehnică a filmului. Am filmat și am montat. Am vrut să arătăm faptul că acțiunile noastre continuate într-un mod repetat pot avea un efect irreversibil, deoarece totul va duce către o distrugere totală. Dacă nu începem să luăm atitudine de acum, când încă mai putem face ceva. Bună ziua! Numele meu este Zachie Bijdiana. Am venit cu ideea principală a filmului, cu scenariul. Scenele pe care le-am folosit, unele dintre ele neobișnuite, filmate într-un cadru sobru, anume într-un cimitir, au avut scopul de a șoca publicul, de a-l face să conștientizeze cât este de importantă implicarea în activitățile de tip ecologic. Chiar aș să vă placă, să vă impresionez. Nu te vedeți să vă salveze profesorilor. Vreau să precizăm că faptul că am filmat în cimitir a stârnit curiozitatea multor oameni care treceau pe lângă noi, se uitau lung ce căutăm noi acolo și ce vrem să facem, dar până la urmă au fost persoane care au fost chiar interesate de această idee. Da, sunt Nicoleta Mitrofan, profesor la Colegiul Național Lucrul Curmuzachi din Rădăuți. Împreună cu o parte din echipajul care a câștigat locul 2 la literele secțiunea video 15-19 ani. Cealaltă parte are de susținut un examen și atunci nu a putut fi alături de noi astăzi. În toată activitatea pe care am întreprins-o cu acești copii, am încercat să evidențiem necesitatea tuturor de a întreprinde diverse acțiuni de protejare a mediului. Am avut de coordonat mai multe echipaje și fiecare dintre ele am încercat să relieveze câte o problemă
și să evidențieze posibilitatea de a soluționa acea problemă de fiecare dată. Până la urmă, acesta este scopul întregii noastre activități de aici, să găsim soluții la problemele pe care le întâmpinăm zi de zi. Secțiunea aceasta de film a fost una destul de anevoioasă în prima parte, până în momentul în care a venit ideea. Și în momentul în care a venit ideea aceea de a recicla, da, filmul, practic, copiii l-au realizat de la sine, a venit natural. Așa cum o să vedeți, soluția la faptul că noi aruncăm deșeuri ar fi să selectăm deșeurile înainte de a le recicla, de a le arunca, să le reciclăm. Și în felul ăsta să reușim să protejăm pe cât de bine putem mediul, având în vedere că fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm că orice fapta noastră produce și consecințe. Acestea pot fi bune sau mai puțin bune. Însă las copiii să vă prezinte munca lor și ar trebui să-i felicităm și pe cei care nu sunt astăzi aici, indiferent de echipajele din care au făcut parte și dacă au câștigat sau nu ceva, pentru că munca, în primul rând, contează și faptul că la un moment dat mentalitatea se schimbă, lucru pe care îl observ, îl observăm împreună, după câțiva ani de proiecte ecologice, observ chiar la nivel de copii că unele lucruri s-au schimbat în bine. Bună ziua! Mă numesc Naxu Emilia și pe parcursul filmărilor, care au fost destul de grele, ore lungi, pot să zic că cadrele care le-am surprins împreună cu colegul meu și ceilalți care nu sunt prezenți aici, m-au surprins pe mine și m-au făcut să realizez faptul că la noi în zonă sunt foarte multe locuri poluate, chiar mai mult decât mă așteptam. Bună ziua, mă numesc Stefan Albert și am vrut să evidențez prin acest film, realizat de mine și echipa mea, modul de utilizare al coșurilor de gunoi, cum se reciclează, și am vrut să scot în evidență mulți factori poluanți din zona mea. Am avut o impresie bună despre zona mea, că trăiesc într-o zonă cu aer curat până acum câțiva ani. Și sper să se remedieze și să ne schimbăm mentalitatea, pentru că suntem foarte prost la capitolul reciclare. Și i-aș ruga pe cei care dețin fabricile care poluează aerul să numere banii ținându-și respirația. Mulțumesc! Bună ziua! Pentru mine este a doua participare în cadrul acestui proiect. Am trecut, am aflat de el. Copiii au fost receptivi, au participat în număr de vreo 60, iar anul acesta cred că avem un record în materie de număr. 99 de elevi au participat. Efectiv, în schimb, au participat tot așa vreo 2-3 ani, pentru că au fost implicați și în alte activități de voluntariat. M-am amintit acum că doamna președintă ne-a cerut să sesizăm și să scriem un articol pentru o activitate, un eveniment care se desfășura în Toronto, parcă, în Canada. Și mi-am identificat atunci problema teatrului de vară de la din oraș. Teatrul de vară, care de vreo 10 ani a fost lăsat în paragină. Și vreau să spun că această imagine este acolo luată. Dacă 10 ani nu s-a mai întâmplat nimic acolo și era chiar un focar de infecție, un loc care era foarte drag copiilor, pentru că acolo se desfășurau toate evenimentele specifice vârstei lor, care se susținau în perioada asta de 1 iunie. Anul acesta a avut loc inaugurarea teatrului de vară, chiar pe 1 iunie, chiar în urma sesizărilor pe care le-am făcut. Ce am descoperit noi în cadrul acestui proiect, pe
noi nu cunoaștem toate problemele care sunt la nivelul zonei, deși le bănuim, nu le vedem. Ca în toate zonele țării, într-adevăr, sunt foarte multe deșeuri. Copiii, în primul rând, de la început, asta ne-a arătat foarte, foarte multe deșeuri în toate zonele. Că era pădure, pădurea vedea, râul vedea, sau chiar în oraș, gunoaie și maltele de gunoaie. După aceea, a fost așa o competiție între ei și am încercat să le dea nu doar și să ne arate doar partea urâtă a lucrurilor, ci și să reprezinte într-un mod simbolic și chiar și să găsească o soluție, să o sugereze printr-o fotografie, ceea ce nu e ușor, deși ne spunem că o imagine face cât 1000 de cuvinte, totuși ea trebuie ajutată. Și am vrut să spun că avem și un grup pe Facebook. Copiii au fost stimulați prin munca lor și prin imaginația pe care au avut-o. Deci noi am fost foarte surprinși până la urmă, când toate gunoaiele practic s-au transformat în ceva deosebit. Și chiar nu au venit cu fotografia, am o elevă care a venit cu vreo 10 fotografii. Multe au fost foarte frumoase, aș premia multe dintre ele. Ea este câștigătoarea locului întâi și o las să spună povestea fotografiei. Bună ziua! Mă numesc Viene Laura Andreea, elevă la Colegiul Național Anastasia Scoroșilor de PD. Este prima dată când particip la acest concurs și a fost foarte frumos să fiu în cadrul acesteia. Litterless a constituit pentru mine o modalitate de expunere a realității în care trăim, o realitate pe care noi va trebui să încercăm să o schimbăm în bine. O poză face câte 1000 de cuvinte, așa că m-am concentrat pe impactul acesteia asupra oamenilor. Am încercat să reflect cât mai bine realitatea într-o poză și ce poate reflecta realitatea mai bine decât o oglindă. Am vrut prin fotografia mea să expun partea mai puțin frumoasă a circumstanțelor care trăim, a planetei, și să determin lumea să încerce să reducă nivelul polorii la nivel global. Bună ziua, mă numesc Adina și sunt de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi. În primul rând vreau să spun că atât eu cât și colega mea, Madalina, suntem foarte fericite pentru că workshop-ul național Litterless se desfășoară pentru al treilea an consecutiv aici, în Bucovina. De asemenea, suntem fericite că facem parte din acest proiect de 4 ani de zile. Și vreau să fiu scurtă și să spun faptul că tot efortul pe care l-am depus noi, cu toții, în realizarea materialelor, videourilor, comentariilor, va fi cu adevărat răsplătit în momentul în care societatea în care trăim se va schimba datorită nouă. Tot ce trebuia de spus a amintit colega mea. Astfel mie îmi rămâne doar să vă urez un bun venit și un weekend pozitiv. Te rog că nu-i poate să te trebuie, să spui citat de la... Da, vreau să fac un interviu, n-am vorbit la ceilalți. Celălalt echipaj al subsemnatului lucrează proiectul Litterless de 4 ani. Au avut mențiuni și premiul 3. Așa, iar aici trebuie să spun că sunt cele două fete care de obicei au în seama lor partea de organizare a voastră a tinerilor, la care noi nu ne putem implica în mod deosebit, dar ele fiecare an au organizat serie cu voi, la care am participat și noi cu plăcere deosebită și vreau să le felicit și să le mulțumesc pe această ocazie, mai ales pentru că Adina, Madalina și Bianca vor trebui din toamnă să predeie ștafeta, fiind și celelalte două predau ștafeta, toate cinci predau ștafeta, eu mă referiam și la Comitetul ECO, pentru că trebuie să facem o schimbare, dar vin din urmă elevi bine pregătiți și iată că anul acesta din doi câștigători anul trecut de acolo, Giuhu Muzachi, profesori cu grupurilor, sunt trei profesori, cel de-al doilea coordonator, Ecoșcoala,
a venit cu echipaje proaspete, noi și copii care gândesc și au imaginație. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată pentru tot ce au făcut în acești ani de activitate în cadrul Colegiului Iudosiu Vormuzache și a școlii Bogdan Vodă, că de acolo au început să învețe acest lucru. Îi mulțumesc încă o dată. Felicitări! Da. Și acum trecem la următoarea, cred că ultima categorie, este vorba de prezentarea câștigătorilor premiul 1 și 2 la secțiunea articolei. Și eu pe coordonator, profesor Nela Dumea și Cornelia Hagnea, să-și aducă echipajele în față și să-și spună cuvântul. Bună seara și mulțumim pentru primirea foarte călduroasă pe care am primit-o, ca în fiecare an. Noi suntem în campania Litermes încă de la început, din 2011. Am avut rezultate în fiecare an, sperăm să avem și în campaniile viitoare. Am implicat anul acesta 50 de elevi la nivel de școală, de la Palatul Copiilor din Bacău, suntem, nu știu dacă am zis. Anul acesta am încercat să facem altfel, să nu mai prezentăm, cum spuneau și ceilalți copii și colegi, munții de gunoaie, că dacă îi căutăm, îi găsim pe oriunde. Am încercat să ne axăm pe ideea de reciclare. Cum dispar deșeurile pe care le facem noi zilnic, inerent, din activitatea noastră. Și am făcut materiale despre neurile uzate, despre hârtia care se reciclează, despre paiele de grâu care pot deveni combustibil regenerabil prin compostarea. Am găsit o instalație chiar acolo, aproape de Bacău, în comuna Cleja, care fac astfel de lemne, să zicem, care le pun pe foc iarna din paie de grâu. Articolul câștigător a fost cel făcut de Iulia, la câștigat locul întâi, despre pliantele pe care le distribuie comercianții în Bacău. Și vă las pe ea să vă povestească în amănânt cum a fost. Sunt Iulia. Anul acesta am încercat să găsim un alt mod prin a atrage atenția oamenilor și practic ne-am dus chiar în miezul problemei. Am vorbit cu directorul unui hipermarket care are filială și în Bacău și ne-am prezentat ce am observat, faptul că pe o pagină sunt circa 3 poze ale unui ale produselor și se consumă foarte mult hârtie și doar să se prezinte practic nimic. Și am primit un feedback pozitiv, ne-au trimis mail și au zis că sunt foarte bucuroși că tânăra generație se implică în astfel de proiecte și au zis că vor încerca să reducă numărul de pagini și chiar am observat că în ultimele două luni piantele au fost mai mici. Deci, presupun că ne-am atins scopul. Faptul că lucrez la două unități școlare îmi oferă prilejul de a lucra cu mai mulți copii, începând de la vârstă de ciclu gimnazial, de la 10-11 ani, până aproape de 18 ani. Iată de ce și rezultatele poate se văd. Cu elevii mei de la liceu am lucrat încă din clasa 9. Aici este prezent Lavinia Iescu, dar și Georgiana Nichiforiu, care din motive obiective astăzi nu poate fi alături de noi. Am abordat diferite teme. Dacă anul trecut noi am câștigat la nivel național cu un articol Reciclează cartonul și ambalajele, deși am lucrat și în clasa 10, aceeași temă. Mi-a mai venit idei, am perfecționat-o și asta anul trecut am câștigat cu reciclarea carbanilor. Și aceasta este o problemă pentru comunitatea în care noi locuim și am propus o sumedenie de soluții pe care primăria, serviciile comunale încearcă să le rezolve. Anul acesta mi s-a părut interesantă abordarea unei alte teme. Deși nu suntem în zona litoralului, ne-am dorit ca în România să, deci ca destinații de vacanță, să alegem litoralul, stațiunile de pe litoralul românesc și nu cele din străinătate, deși
oferta de preț este mai avantajoasă poate pentru străinătate și mai puțin pentru România. Toți ne dorim o vacanță liniștită, tihnită și să avem plaje curate. Iată de ce titlul articolului nostru a fost plaje mai curate. Ideea chestionarului și a materialului provine de la autorii care au lucrat. Au adresat câteva întrebări unor persoane, începând de la o vârstă tânără până la o vârstă mai adultă și aș da în continuare la vinii să spun ce au urmărit în acest chestionar, la ce concluzii și ce vom putea face pe mai departe. Mă numesc Lavia Iețcu și împreună cu colega mea am hotărât să abordăm o altă problemă de mediu bine cunoscută de către noi toți și anume poluarea plajelor. Am observat cu toții că pe măsura trecerii timpului românii aleg din ce în ce mai mult plajele din străinătate, astfel că am hotărât să realizăm un interviu în orașul Rădăuț și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, dacă cu câțiva ani în urmă plajele din România erau în topul preferințelor românilor, în prezent aceștia, marea majoritate, preferă plajele din străinătate. Din principala cauză fiind tocmai aceasta, poluarea plajelor și a apelor. Am urmărit prin acest articol să atragem atenția și asupra acestei probleme de mediu, care este la fel de importantă ca și celelalte și sperăm ca pe viitor, începând cu noi, să sesizăm unele schimbări pozitive și să atragem din ce în ce mai mulți turiști pe litoralul românesc. Dacă am ascultat părerile elevilor, care sunt de la clasa a 5 până la clasa a 12, de mulțumim celor mici care au venit până aici, cu distanța așa lungi, și celor mari care de marți intră în bacalaureat pe 3 săptămâni și în examenele de admitere, deci s-au rupt din timpul liber și au venit să participe la această activitate. Le mulțumim. Acum o să rog să ia cuvântul dintre invitați. O să rog cu această ocazie pe domnul secretar Marinică Sofronie de la Primăria Rădăuz să spună câteva cuvinte despre ce program încercăm să implementăm la Rădăuz. Îmi pare rău că serviciile comunale nu au venit să puteau să-și facă reclamă în rândul comunității locale și să spună clar ce vor să facă în orașul Rădăuz. Dar avem primăria alături de noi și vor spune acestea ce vor. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Felicitări organizatorilor, profesorilor și vouă elevilor pentru implicare. Am fost impresionat de temele prezentate și abordate și mă bucur că le aveți în vedere și sunt sigur că le transmiteți și colegilor și așa generațiile viitoare poate vor avea un mediu mai curat decât avem noi. Dar la nivel de autorități locale ne dăm silința să rezolvăm chiar și în momentul de față problemele semnalate. Noi, primăria, avem contract cu societatea Servicii Comunale, despre care spunea și domnul profesor. Ei se ocupă de partea de management al deșeurilor la nivel de municipiul Rădăuț și din ce știu eu și din zonele limitrofe. Contractul nostru este până în 2018, urmând ca după această perioadă, printr-un studiu de oportunitate și evaluare, se va vedea dacă vom continua cu servicii comunale sau se va concesiona acest serviciu. Serviciul este gândit în detaliu, serviciul de management al deșeurilor, cu regulament, cu timp de grafice, de execuție, de preluare a deșeurilor, ne referim în special la deșeurile menajere. Mai mult de partea de reciclare se ocupă societatea, operatorul de salubritate. Se are în vedere, la nivel de județ Suceava, sistemul de management integrat al deșeurilor, care sperăm noi să meargă mai bine în rezolvarea problemelor de reciclare. Mai mult nu pot să vă spun decât
Încă o dată vă felicit pentru implicare și să ne, ceea ce vă doriți cu toții, ne dorim și noi la nivel de autorități locale să avem un mediu mai curat. Bun, dacă veni vorba la nivel de județ, avem aici oameni de notă pe domnul inginerul Țăpocriș, care și an de an este alături de noi și în urmă la aceste activități și la celelalte activități, o să rog și pe dumneavoastră să-și pună părere despre ceea ce a văzut astăzi și să ne dea mesajul de la județ, nu? Bună ziua, bine v-am întâlnit, bine ați venit în județul nostru, cei care nu sunteți de aici. Felicitări pentru preocupările pe care le aveți în domeniul mediului. Această activitate, așa cum a spus doamna președintă, se subsumează foarte bine acțiunilor realizate în cinstea Zilei Mondiale a Mediului, care este 5 iunie. Anul acesta este zi liberă. Noi am organizat miercuri un seminar la universitate. Astăzi are loc și mâine și pe mine un simpozion în calitate de mediu și utilizarea terenurilor tot la universitate. Acțiunea dumneavoastră de aici la Rădăuț. Și uite, așa se realizează un grafic de activități interesante pe linie de mediu. Pe 16 iunie 1972, la Stockholm, când a avut loc conferința pentru mediu și dezvoltarea Organizației Națiunilor Unite, s-a declarat 5 iunie Ziua Mondială a Mediului. Atunci erau pe planetă vreo 3 miliarde de locuitori. Deci, chiar și atunci, se preocupă de problematica de mediu. Pe 16 iunie 1992, cu așa niște repere la nivel global, a avut loc la Rio de Janeiro, în Brazilia, conferința mondială pentru mediu, la nivel de șef de state și de guverne, cam cel mai mare summit mondial pe teme de mediu. În 16 iunie 2002, la Johannesburg, în Africa de Sud, a avut loc Rio Plus 10, deci un alt summit puternic în care s-au analizat progresele înregistrate. Iar în 20-22 iunie 2012, la Rio din nou, Rio Plus 20, iar s-a făcut un bilanț. În prezent, noi suntem pe planetă 8 miliarde de locuitori. Dacă ne gândim așa de la 3 la 8, nu într-un timp așa de scurt, preocupările teoretice sunt, dar realizările practice, succesele, parcă sunt mai puține. Iată ce probleme identificau la aceste summituri de care v-am zis. Problema stratului de ozon, gaura în stratul de ozon, problema efectului de seră, problema consumului de combustibili fosili și găsirea de soluții pentru energie alternative, problema producerii și utilizării substanțelor toxice, smogul marilor oraș, calitatea apei potabile, resursele de hrană, iată că voi ați abordat un subiect aici, problema gestiunii deșeurilor. Ideea este că trebuie să gândim global, dar trebuie să acționăm local, fiecare la locul de muncă sau în orașului sau în județului. Și ce facem noi în tot acest timp? După 90 e mai important, până în 90 nu puteam vorbi despre protecția mediului în România, dar după 90, când s-a schimbat sistemul politic, social și economic, s-au înființat sistemele instituționale de mediu, am identificat problemele de mediu care le aveam și erau foarte grave unele, cum era problema pesticidelor, stocurilor de pesticide expirate și deteriorate la fostele cooperative agricole de producție, și aici mă refer la județul Ceava, e valabil în toată țara, s-au adunat, s-au ambalat și transmis la eliminare în Germania, pentru că noi în perioada până în 2000 n-am avut soluții de eliminare. Tot în județul nostru am avut problema neutralizării deșeurilor vehiculoase la fosta fabrică de detergent Metalet, care crea fel de fel de probleme de mediu. De asemenea, avem problema în județul nostru a reconstrucției ecologice a zonelor miniere. Și aici statul este deținătorul acestor zone, statul a făcut dezastru, statul trebuie să reconstruiască ecologic. S-au făcut progrese în Căliman, Tarnița, dar nu s-a mișcat nimic la fundul Moldovei, care este de asemenea o zonă problemă în domeniul ăsta. Tot ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, și anul ăsta avem 10 ani, suntem membri a Uniunii Europene, dar vedeți și voi așa în 10 ani de ăștia din 2007 până acum,
ar fi trebuit să înregistrăm, după părerea mea, așa un salt mai spectaculos în ceea ce privește atitudinea față de mediu, dar nu a noastră, a tinerilor. Tinerii, felicitări, au atitudini foarte bune cu programul Ecoșcoală. Avem generații, nici nu putem număra câți au trecut în școală și au cunoștințele mele. Problema atitudinii factorilor decizionare, a factorilor politice. Aici, după cum vedeți, guvern după guvern, fără să dăm un exemplu concret, nu au o treabă cu mediul, e super mediu. Cum aud protecția mediului, domnule, e ceva, e grav, încurcă. Și ați dat câteva exemple, așa, au fost autostrăzi, că, domnule, putem face autostrada, cu, uite, treci pe acolo un șder și încurcă, ca pe problemul din mediu. Știți? Așa gândesc unii. Noi vrem să facem pârtii de schimb în rezervații, cum ar fi asta de Pilarul. Tot o batem la cap, acum bădeoternăm prin tronson pe la limita rezervației. Dar mai departe, legislația nu permite, legislația românească și europeană. Insist, unde, om, să ajungem cu telescaunul și telecabina și cu pârtea Pilarul. Acolo Pilarul nu ar fi problemă să-i dăm cu schiuri, nu te aranjăm pe nimeni. Dar să duci o telecabină, să duc construcții, să duc bar la capăt. Urtii, nu, omul închirează schiuri, bea un ceai, face drege. 800 de oameni pe oră cărați pe Rarău, într-o rezervație. Deci, în impact de o zi, nu-i posibil, că legislația nu permite. Nu facem drumuri ocolitoare. Sunt proiecte făcute, sunt studii de impact, Suceava, Rădăuți, Câmpul Lung, Fălticeni, Vatra Doamnei. Suceava s-a început și de vreo 6-7 ani stă blocat, dar restul nu s-a dat drumul la Franța, rețetul la Rădăuți, luptă să-i dea drumul. Scăpăm orașele acestea de traficul greu, de zgomote, de vibrații, de pulberi, de gaze de eșapament, de azbest, cum ziceau particule de azbest, cum ziceau unii la universitatea asta, deci deviem acest trafic care ne-a treabă cu orașul. Ați văzut la Brașov cine a fost, deci eu l-aș da exemplu, este jos pălăria. Vrei să mergi unde vrei, dacă nu ai treabă prin Brașov, te duci ca pe autostrad, nu ai nicio treabă. Deci, oameni care au gândit bine, e, fi la noi pe aici, nu-s bani, nu putem, nu dăm, nu știu ce. Arele protejate. România are rețea de situri Natura 2000. Sunt patrimoniu public al statului român. Nu se alocă fonduri pentru administrarea lor, pentru compensarea unor proprietari de terenuri, ale căror teren sunt aceste rezervații care au o interdicție de a utiliza fructul acestor zone. Nu facem colectarea selectivă a deșeurilor. Și acum venim la tema de azi. Acest proiect de care spunea domnul secretar este gata, e cu bani europeni. Este gata, dar nu e pus în funcțiune și întârziat de vreo 3 ani. Noi suntem într-o criză a deșeurilor, dar nu mă ajută. Ceva e valabil majoritatea țării cu mici excepții. În județul Botoșan s-a pus în funcțiune, dar apare o situație hilară, dacă zicem așa. Deci, au sistem, dar acolo, la nou sistem, trebuie să duci deșeurile colectate selectiv. Dacă nu le duci, trebuie să plătești vreo 80 lei pe tonă pentru că nu le selectezi, pentru cele neselectate. Și atunci, ce fac? Eu fac contract zonele botoșănenii cu firmele de la noi și din Rădăuți și din Suceava și să aduc deșeurile la noi. La noi avem o situație de criză, ai niște depozite temporare, având în vedere că nu-i pus sistemul. Nu costă mai nimic, deci, decât să meargă la sistemul lor ecologic, hai să mergem cu firmele din Suceava aici la noi. Depunem la noi, noi le facem mulți deșeuri, știți, și la Rădăuți, știți, și la Fălticeni, și la Suceava, și pe la Mor pe aici. Astea spune autorizația asta că la punerea funcționării sistem vor fi luate și relocate și duse acolo. Aici nu sunt colectate, nu sunt selectate. Sunt cantități imense, dacă ar trebui să le putem transporta, dar este utopie să poți transporta atâtea deșeuri, cam vreo 3 ani, 4 ani au aceste depozite temporare, reautorizate, ai umpli depozitul moara instant, dacă ai reușit să le duci, dar nu cred că se reușează. Deci e o problemă. Deci, vedeți, eu zic așa, tânăra generație, elevii și chiar profesori și nu înțeleg lucrurile. Ar fi bine să le înțeleagă și persoanele de decizie. Și aici am în vedere chiar primăriile, chiar Consiliul Județean, chiar operatorii. Eu vă întreb, de ce nu faceți dumneavoastră contract cu mini generatorul de deșeuri? Operator, nu dumneavoastră primărie. Dom'le, vin la mine, așa cum am contract de curent, am contract de gaz, n-am de apă, n-am de canalizare, n-am de gunoi. Asta merge la grămadă, bag la primărie taxa și nu știi să ne plâng bani. Fă contract cu mine, cum în Germania, și îmi spui, dom'le, îmi dai la grămadă, te costă 100 de lei metru cub.
li colectezi lipuitul pe categorii frumușel și mi le dai menajerile astea biodegradabile, hârtie, carton, sticlu, plastic, te costă 10 lei. Frumos, vin odată și ți-au biodegradabile, după aia când s-adună, vin și ți-a cele reciclabile. Ori nu-ți faci un prost. Plătești, când plătim impozitul pe casă, dăm acolo și 30 sau 60 lei de persoană la primărie pe an și, ba, nu mai știu ce se întâmplă pe ei. Deci, noi trebuie să ne organizăm. Proiecte sunt, dar nu ne organizăm să punem oamenii ar recepe. Deci a fost o perioadă după 2000, așa, până prin nu știu când, deci lumea a înțeles. A pus pe categorii, numai vine operatoarele, a toate la grămadă, le bag în după aia și mai pleacă pe îndrăgă și mai selectează cât pot, manual. Deci nu vrea să ne organizăm. Și lucrul ăsta l-am spus nu de acum, am spus de 10 ani. Hai să facem contract. Legea asta a contractelor rezolvă foarte multe probleme. Dar nu se dorește, nu înțeleg de ce. Deci, și dumneavoastră, felicitări pentru pozele, dar zic cea mai bine și alea de prin casă, date la direcția acelor Bacău, trimisii cu o scrisorică din partea grupului, astea la Garda de Mediu sau și colo și colo și spune, domnule, să vă dea un răspuns și aveți o finalitate. Așa, dacă noi ne uităm noi la pozi, îi considerăm bune, dar autoritatea nu e implicată deloc și autoritatea trebuie să se implice, știi? Deci, asta, Bicaz, e tot bazinul hidrografic al Bistriței, prin păduri, prin asta, și arată cum gestionează lumea deșeurilor, care nu sunt date dintr-o basculantă. Un om aruncă, se duce la păduri, la tăia copaci, bea sucuri, bea ceva, o aruncă. Vine o fitură, ea, îi trezim că la Bicaza. Oricum, Bistrița nu e poluată. Este afectată de aceste peturi care plutesc. Araba Bistriței este cantată bună, că am avut fel de acțiuni. Dacă știți, la Piatra Neamț a fost cu o bacterie, de asta o problemă. Și s-a constatat că pe acolo, de la niște vile, unde au sursele de apă, aruncă tot ce au direct în pârâu. Nu e de pe Bistrița. Bistrița e curată în sine. Dar acest deseori plutitoare care sunt și reciclabile, pot fi reutilizate. Vă felicit, vă doresc succes și sper că veți ajunge specialiști în domeniul mediului și să puneți umărul la progresul acestui domeniu, pentru că fără mediu, nu putem să dezvoltăm, deci protecția mediului este inclusă în programele de dezvoltare, în proiecte, în orice. Suntem membri ai Uniunii Europene, vrem să ne apropiem de țările dezvoltate, dar noi, mediul ăsta ne supără, ne deranjează. Apropo de asta, acum vor să descentralizeze, adică descentralizarea asta nu se știe cum va fi, înseamnă disoluția autorități, va fi vreun serviciu la Consiliul Județean care s-a făcut niște taxe din avizii și acordă. Dar ca autoritate, lucrurile probabil vor avea un regres. Vă mulțumesc că m-ați invitat. Atunci când cineva ne și explică lanțul acesta, mențuirea aceasta a fenomenelor naturale legate de intervenția omului, intervenția aceasta în sens negativ, abia atunci înțelegem cu ce soluții trebuie să venim. Și cred că propunerea domnului inginer Popovici de a seziza autoritățile în mod direct, prin imagini trimise acolo unde, la factorii de decizie, acolo unde aceștia ar trebui să vadă și să ia atitudine, este lucrul cel mai important. Așa că mulțumim pentru faptul că ați pus punctul pe I. Până la urmă, asta înseamnă finalitatea unui proiect, să vezi dacă într-adevăr se întâmplă ceva. Și dacă Bacău ne spune că au realizat un proiectel din care cineva le-a dat un răspuns că ia în considerare să nu mai facă niște pliante care nu au niciun rost, sau dacă voi înși v-ați făcut o discuție, un interviu cu o autoritate și ați tras un semnal de alarmă, de-abia atunci proiectul, într-adevăr, are valoare când vedeți și o finalitate. Ca să vin în completarea domnului inginer, dumneavoastră ne-a prezentat că trebuie să alarmăm autoritățile și să lucrăm cu oficialitățile. Eu rog cele două fete să vină în față și să-mi spună ce mi-au spus pe mașină astăzi când vineam în coacea și cu Madalina. Ce ați propus voi pentru mâine, ca temă? Am spus așa. În ceea ce privește autoritățile, există un lanț al slăbiciunilor.
Nu, unele autorități nu pot să funcționeze fără altele, celelalte nu dau voie, în fine, este o poveste foarte lungă și foarte complicată. Și ne-am gândit în felul următor. Dacă tot trebuie să realizăm un proiect pe o temă de mediu, să avem în vedere rolul cetățeanului, omului obișnuit, ce poate să facă el pentru mediul înconjurător. Să nu mai dăm atâta vina pe autorități, pentru că, în primul rând, trebuie să înceapă de la noi. Și fiecare cetățean trebuie să știe ce trebuie să facă, în așa fel încât să-și aducă aport în ceea ce privește problema de mediu respectiv. Așa că mâine, casa lui se răspunde. Da. Și așa că mâine, proiectele realizate, pe care le vom realiza în excursia pe care o vom face la Gura Humorului, vor avea în vedere, în primul rând, chestionarea oamenilor cu privire la problema de mediu pe care o consideră ei cel mai important în zona lor și cum o combat ei. Mulțumesc, prietelor. Deci iată că încercăm să îmbinăm ceea ce a spus domnul inginer cu ce idei au copiii și văd că sperăm că o să iese ceva bine. Automat trebuie să ne schimbăm. Deci schimbarea pleacă fără să citesc pe alții, totuși din noi. Dacă noi nu vom lua atitudine, nu ne vom schimba și nu vom face observații celor care nu vom hârtii în fața noastră sau să spunem ce avem de spus, lucrurile nu se vor modifica. Dacă lăsăm pe alții să facă, nu vom ajunge la altceva. Și pentru că învățasem colega mea, domnul inginer a spus autoritățile, politica, păi dacă și Trump renunță la mediu, oare ce mai putem face? Sunt două țări în lume, trei țări în lume care au renunțat la acel acord internațional. Nicaragua, pentru că nu-ți mulțumiți la cât se face, încă o țară n-am mai reținut care oricum nu s-a implicat, iar de acum nu americanii, ci un președinte de stat renunță la așa ceva, americanii nu sunt de acord oricum cu lucrul ăsta, trebuie să ne punem un mare semn de întrebare. Noi putem schimba totul. Mulțumesc! Felicitări tuturor pentru ceea ce ați făcut. Mulțumesc invitațiilor și cu aceasta încheiem prima, a doua parte.